Pacea Domnului Iisus, frați și surori, ne bucurăm să fim din nou la slujbă în casa Domnului, la o zi de sărbătoare și a zice că e o zi chiar frumoasă, la cât și cum s-a prevestit că va fi ziua asta. Gândesc că mulți n-au îndrăznit să iasă din casă, dar iată ce frumos ne binecuvintează Domnul. Așadar să fim credincioși și de vreme bună și de vreme rea, nu? Mă gândesc acum dacă pe seară o să înceapă să plouă, nu mai venim, nu? Domnul să ne ajute să fim și să rămânem la dispoziția Domnului. Și El face toate lucrurile frumoase pentru cei ce sunt ai Lui. Și pentru toate aceste lucruri frumoase, Domnul Iisus a plătit odată la cruce. Și așa am cântat. Crucea-i pacea mea, crucea e ceea ce ne-a adus liniște, pace, mulțumire, bucurie, binecuvântare. Datorită suferinței Lui, datorită suferințelor Lui, iată-ne pe noi astăzi aici, liniștiți, bucuroși, împăcați, binecuvântați. Amin? Amin. Haideți să deschidem cuvântul Evangheliei la Evanghelia după Marcu, la capitolul 15. Evanghelia după Marcu, capitolul 15. Vom citi doar trei versete. Este un pasaj, un context biblic pe care sunt convins că majoritatea, dacă nu chiar toți, îl cunoașteți. Marcu, capitolul 15, versetul 20. După ce și-au bătut astfel joc de el, de Domnul Iisus, și a fost o batjocură cruntă, greu de imaginat, greu de acceptat de cineva din ziua de azi. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Au silit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru și al lui Ruf. Și-au adus pe Iisus la locul numit Golgota, care tâlmăcit înseamnă locul căpățânii. Amin. Mulți cred despre crucea Domnului că este acea cruciuliță de lemn sau de un alt metal pe care și-o pun la gât sau pe un perete sau pe turla unei biserici. Nu. Acea nu poate fi decât, în cel mai bun caz, un simbol al crucii Domnului Iisus. Mulți au ajuns să se închine unor asemenea cruci și nu celui ce a murit pe cruce. Mulți când trec prin fața unei biserici și văd o cruce, își fac un semn crucii, dar nu se închină și nu își fac un semn înaintea Mântuitorului. Confundă actul acesta de tortură, actul acesta roman de tortură pe lemnul crucii cu suferința pentru păcat a Domnului Iisus. Suferință care includea bătaie, batjocură, dispreț, nedreptate, durere, răutate față de cel care a fost gata să moară pentru păcatele oamenilor. Răstignirea, crucificarea romană era destinată celor care se ridicau împotriva stăpânirii romane. Și se făcea acest lucru public, ca să vadă toată lumea și să ia aminte. Nu te ridici împotriva stăpânirii romane. Ideea era că
revolta ta s-a încheiat, s-a terminat odată cu crucificarea ta. Și acum, mergând la răstignire, după sutașul, după centurionul roman, erai supus să plătești cu moartea pentru rebeliunea ta. Și toată lumea să o vadă și să o știe și să ia aminte. Ceea ce nu era absolut nimic adevărat în cazul răstignirii Domnului Iisus, în dreptul Domnului Iisus. Domnul Iisus nu s-a revoltat, n-a fost rebel. Ba unul chiar i-a tras o palmă Domnului Iisus, un aprod i-a tras o palmă Domnului Iisus. Și ce a spus Domnul Iisus? Vă mai amintiți ce a spus Domnul Iisus? Dacă n-am făcut nimic rău, de ce mă bați? Când ați luat ultima dată o palmă? Și să nu fi făcut nimic rău. Să-ți dea cineva o palmă. Era un abuz de autoritate a romanilor prin care impuneau ordine și disciplină. Era deznodământul unui proces de judecată fals, nedrept, dar susținut de preoții vremii. Însă prin supunerea Domnului Iisus în aplicarea acestui proces nedrept, Domnul Iisus ducea la final planul lui Dumnezeu de mântuirea oamenilor. Oamenii credeau că este blestemat de Dumnezeu. Toți cei care aveau parte de o asemenea moarte se considera că ai fost blestemat de Dumnezeu. Cu 700 de ani înainte spunea un proroc că va fi numit așa. O crucificare, o răstignire, greu de imaginat. Mă gândeam, în zilele noastre au fost scenariști, regizori care au încercat să pună în imagine ce s-a întâmplat atunci. Și poate că unii dintre noi ne-am uitat la aceste imagini. Am auzit oameni care au spus, n-am putut să mă uit. Dar știți ce cred? Eu cred că realitatea a fost mult mai dură. Mult mai dură decât au încercat să-și imagineze oameni. Mă gândesc doar la disprețul acesta de a te dezbrăca. De a te dezbrăca și de a te pune pe cruce dezbrăcat. De a te scuipa, de a te biciui, de a te batjocori, de a-ți spune, dă-te jos! Hai, arată acum! Cine ești? Cât dispreț, câtă batjocură, câtă batjocură. Persoana crucificată era obligată să-și ducă crucea. După ce erai bătut bine, erai obligat să-ți duci crucea. Dacă veți mai avea ocazia să mergeți în Ierusalim, este Via Dolorosa, drumul pe unde se spune că a trecut Domnul Iisus cu crucea. Era un loc public pe unde te vedeau toți și aveau dreptul toți să scuipe, să arunce cu ceva în tine, să spună ceva. Iar la locul răstignirii era un loc crunt, greu de imaginat. Prorocul Isaia spune așa, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața, nu te puteai uita. Și noi nu l-am băgat în seamă, am mers înainte. Era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit
zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura. Oameni buni, oameni buni, noi așa repede deschidem gura. Să ne îndreptățim, să ne spunem, de ce mă bați? De ce zici asta despre mine? N-a deschis gura deloc. Și avea dreptul să deschidă gura. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Aceasta a fost și este crucea Domnului Iisus. Am două întrebări la care aș vrea să găsim răspuns în dimineața aceasta. Ce înseamnă crucea Domnului Iisus pentru mine? Sau pentru cei cu ștate vechi obișnuiți cu biserica, ce mai înseamnă crucea Domnului Iisus pentru dumneavoastră? Este prima întrebare. Și a doua, cum să-mi duc crucea? Cum adică? Să-mi duc crucea. Și asta e foarte important. Filipeni, capitolul 2, apostolul Pavel spunea celor din Filipi, despre ce a însemnat crucea Domnului Iisus. Măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a desprăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. Pentru Domnul Iisus, crucea a însemnat suferință și lepădare de sine. Oameni buni, frați și surori, crucea noastră nu poate fi soțul sau soția. Mai aud persoane spunând așa, că e crucea mea. Nu poate fi un șef sau un vecin. Nu poate fi problema ta de sănătate. Nici poate eu știu ce examene nereușite ale vieții. Sau poate consecința unor prostii sau ambiții ce le-ai avut, ce le-ai săvârșit, ci doar suferință pentru Domnul Iisus și lepădare de sine. Asta-i crucea. Asta-i crucea. Asta-i crucea. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, și să mă urmeze. Este o condiție, o condiție. Trebuie să ne ducem crucea, suferința, disprețul, batjocura pentru Domnul. Asta e crucea, da? Suferința, batjocura pentru Domnul, dar nu cum vrem noi, ci lepădându-ne de noi înșine, de eul nostru, urmându-L pe El și fiind gata să suferim pentru El. Vine o ploaie. O ploaie târzie, mai deosebită. Ne temem. Nu mai vreau, Doamne, nici să merg la biserică. Ce mă fac? Mă ia apa cu tot cu mașină, nu? Am văzut noi niște imagini și avem impresia că o să se umfle Dâmbovița cum
s-au umflat alte râuri prin alte capitale. Nu-i suferința asta, nu despre asta e vorba. Apostolul Pavel se dă exemplu filipenilor în capitolul 3, versetul 10, spune: vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Și acum, nu știu câți am putea spune așa, să cunosc părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Oameni buni, oameni buni, câți mai putem spune așa? Câți, că așa ne temem, așa ne ferim, așa ne protejăm, așa bine, bine să ne fie. Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât, cu ce? Crucea Domnului Iisus. Nu o avea la gât Pavel, crucea. Era suferința. Suferința pentru credința în jertfa Domnului Iisus. Și ca să înțelegeți mai bine, spune Apostolul Pavel Galatenilor, capitolul 6, versetul 17: de acum încolo nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port semnele Domnului Iisus pe trupul meu. Adică? Despre ce era vorba? Despre ce semne era vorba? 2 Corinteni, capitolul 11, vă citesc. Despre ce semne era vorba? 2 Corinteni 11, 24. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. Fraților, era un obicei de disciplină prin bătaie. Și se spunea să nu-i dai 40. Că dacă îi dai 40, în urma cercetărilor pe care s-au făcut, îl omori. Și câte să-i dai? Dă-i 39. Dă-i 39. 39 de ciomege. De câte ori? De 5 ori. Și a luat 39 pe spinare. Stați un pic, că nu-i doar atât. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Era tot un obicei roman. Să te bage într-un cerc și ei să stea în margine cu niște nuiele mari și să dea cât pot în tine. Și n-aveai voie să ieși din cercul ăla. De câte ori? De 3 ori bătut cu nuiele. Odată împroșcat cu pietre. Până acolo încât au crezut, a murit. L-am omorât. Spuneam mai devreme la studiul de cateheză. Am văzut un filmuleț. O singură dată m-am uitat și nu cred că mă voi mai putea uita vreodată. Într-o țară arabă, o fată, nu cred că avea 18 ani, care a spus că ea crede în Domnul Iisus și că l-are ca Domn și Mântuitor în inima ei. Și au scos undeva, era o piață, ceva, nu știu, cu tarabe, la un copac și au început să dea cu pietre. Primul a lovit un număr, al doilea în șold. Au dat niște bolovani până când unul a nimerit-o în cap. A căzut fata la pământ. Oameni buni, așa o grămadă de pietre. Au îngropat-o de vie acolo. Și-a rămas grămada aia de pietre acolo. Au acoperit o copilă cu așa credință. Crucea Domnului Iisus. A fost gata să moară, omorâtă cu pietre. Nu-mi venea să cred. Câtă ură! Câtă ură! Spune și Apostolul Pavel. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori în călătorii, în primejdii, pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea neamului meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în puștie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în ostenel și necazuri,
în priveghiuri adesea, în foame și sete. Una e foamea și apoi spune, în posturi. Una e foamea, alta e postul. Una e foamea, alta e postul. În frig, în lipsă de îmbrăcăminte. Când v-ați dus undeva și n-ați avut ce lua pe dumneavoastră ca îmbrăcăminte? Suferință pentru Domnul Iisus. Asta e crucea. Domnul Iisus. Suferința și lepădarea de sine. Cea de-a doua întrebare. Cum să-mi duc eu crucea? Matei capitolul 10, versetul 38. Matei capitolul 10, versetul 38. Spunea Domnul Iisus, cine nu-și ia crucea lui, atenție mare, cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Fiecare dintre noi ar trebui să avem o cruce, să purtăm în viața aceasta o cruce, urmându-L pe Domnul Iisus. Nu tăia din cruce, nu schimba crucea, nu o pierde, nu o uita, nu o lăsa pe undeva, crucea Domnului Iisus. Mulți au impresia că această cale a pocăinței e o cale a binecuvântării, că așa frumos, așa bine, așa binecuvântat ești. E vorba de o cruce pe care ești chemat să o porți, să ți-o duci urmându-L pe Domnul Iisus. Nu fără cruce, nu-L poți urma pe Domnul fără cruce. Nu, asta nu e calea pocăinței, asta e calea lumii. Am citit despre acest bărbat, Simon, tatălui Alexandru și Ruf. Avea doi băieți. Evanghelistul Luca scrie această evanghelie aproximativ 30 de ani după moartea Domnului Iisus. Băieții lui Simon erau cunoscuți, dacă spune despre ei, îi menționează. Prin fapta lui, Domnul vrea să ne arate cum trebuie să ne ducem și noi crucea. În primul rând, am subliniat aici, am notat, preocupat de lucrurile duhovnicești, de lucrurile spirituale. Așa ar trebui să ne ducem crucea. Ni se spune în cuvânt că, am citit, Simon se întorcea de la câmp. În original este Simon venea de la țară, dintr-o zonă rurală. Era sărbătoarea Paștelui. Și nu cred că vi-l puteți imagina pe Simon venind într-o zi de sărbătoare la Ierusalim cu sapa în spinare. Că noi, în limbajul românesc, așa când spui că un om vine de la câmp, parcă te gândești că vine cu sapa în spinare, a fost la săpa porumbul, nu? Și vine acasă. Nu. Venea dintr-o zonă rurală, de la țară, la sărbătoare. Era într-un loc. Nu știm exact dacă era evreu sau făcea parte din cirenieni, Faptele Apostolului capitolul 2, care la sărbătoarea din Ierusalim erau prezenți. Nu știm dacă era din Cirena, asta ce însemna? Că era din Africa de Nord? Că era un om de culoare? Nu știm. Cert este că omul acesta, preocupat de partea asta duhovnicească, spirituală, la zi de sărbătoare, intra în cetate.
să vadă ce se mai întâmplă. Poate chiar cu gândul închinării la Dumnezeu. Sau poate că era preocupat, frământat de problema lui. A venit mânat de ceva anume. Și de multe ori și noi aici venim mânați de nevoi, de probleme, de frământări. Și dacă am fi să întrebăm pe unul pe altul, frate, cum de-ai venit aici? Știe Domnul, frate. Domnul știe necazul, problema, povara. Bănuiesc că poate nu a văzut nici una din minunile Domnului Iisus. Ca și noi. Dar aude în împrejurarea aceasta a intrării în cetate de un eveniment. Era un eveniment public. Răstignim pe cineva. Omorâm pe cineva. Aglomerație mare, forfotă multă, strigăt, bat jocură. Și un om care chinuit, plin de sânge, bătut, își duce crucea. Își duce crucea. Nu știu, mă gândesc că, așa, ca oricare, nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu sunt curios din fire. Nu? Și vrei să vezi când îs două, trei salvări adunate undeva, e lume multă, te oprești, te uiți, ce-i acolo? Ce se întâmplă acolo? Te dai mai aproape. Vrei să vezi și tu despre ce-i vorba. Putea să plece, nu? Și unii fricoși care nici nu vor să vadă, nici nu vor să audă, nu se opresc. Se duc înainte. Omul acesta era în apropierea Domnului Iisus. Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om care venea de la țară în cetate. Nu se afla la întâmplare acolo. În providența sa divină, Dumnezeu a aranjat această întâlnire între Simon și Domnul Iisus. Pentru că era preocupat de lucrurile spirituale, duhovnicești. Și întâlnirea cu Domnul Iisus îl întoarce din drumul lui. El vrea ce voia? Să intre în cetate. Să meargă la sărbătoare. E sărbătoarea Paștelui, dacă e sărbătoare, hai la sărbătoare. Și parcă Domnul Iisus vrea să-i spună, Simone, hai afară. Hai afară, Simone, am nevoie de tine. Implică-te aici unde e suferință, afară din cetate. Mă gândesc că și mulți dintre noi dăm năval aici la sărbătoare. Nu mai avem locuri. Deci Domnul Iisus ne spune, oameni buni, suferința e afară. Hai afară. E nevoie de tine acolo, Simone. Să-ți duci crucea. Să arăți oamenilor că ești gata să suferi. Mă gândesc, care-i preocuparea noastră astăzi? De ce am venit eu astăzi la biserică? Puneți-vă această întrebare. Suntem preocupați de partea asta duhovnicească, spirituală? Atunci să fii convins că Domnul vrea să se întâlnească cu tine. Ai venit aici preocupat, frământat de lucruri spirituale? Domnul vrea să se întâlnească și cu tine. Astăzi. S-ar putea să-ți spună ce nu-ți convine. S-ar putea? Nu s-ar putea. Sigur. Să-ți dea o cruce. Pe care să o duci. În văzul lumii. Și să nu-ți convină. Poate vrei aici pe scaunul tău rezervat. La sărbătoare. Mă gândesc câți dintre noi suntem gata să punem umărul, să ieșim din confortul cetății, să fii părtași al suferințelor lui. Am acceptat o asemenea întâlnire? Asta înseamnă să fii preocupat de lucrurile duhovnicești.
Așa trebuie să ne ducem crucea. Lăsând deoparte interesul, opinia personală. Când ne întâlnim cu Domnul Iisus, să spunem ca Apostolul Pavel. Ce spune Apostolul Pavel când se întâlnește cu Domnul Iisus pe drumul Damascului? Prima întrebare. Doamne, cine ești? Și cea de-a doua? Doamne, ce vrei să fac? Ați înțeles cine este Domnul Iisus? Am pus a doua întrebare. Mulțumesc. Ce vrei să fac? Am pus cea de-a doua întrebare? Când? Unde? Că parcă ne-am obișnuit așa cu statutul ăsta. De copii ai lui Dumnezeu. Asta înseamnă să-ți duci crucea. Să fii preocupat de ce vrea El. Nu de ce crezi tu. De voia Lui, nu a ta. În al doilea rând, cum să-mi duc eu crucea? Acceptând ostilitatea lumii. L-au silit să ducă crucea Domnului Iisus. L-au obligat. Mă gândeam de ce l-au ales pe Simon. Poate că l-au văzut așa de la țară mai vânjos? Sau poate că era prea în față? Prea voia să vadă multe? Nu știm. Dar înțelegem, spune clar că a fost obligat. Vino încoace. Înducerea crucii este și ostilitate din partea celor din jur. Te vor obliga să intri în pușcărie. Nu-s mulți ani de când s-a încheiat regimul ăsta. Îmi aduc aminte când l-au scos pe tata din biserică și în curtea bisericii striga un inspector: te bag în pușcărie și pe tu și tot neamul tău. Și acum răsună în ureche. Și n-aveai ce spune. Și fratele Stelică Ciobanu spunea să cântăm mai tare, fraților, ca să nu se audă. Să nu se audă cuvintele urâte. Te obligau, te sileau. Acceptăm ostilitatea lumii, înducerea crucii, să plătești pentru ce n-ai făcut, să suferi pe nedrept. De ce? Pentru că așa vor ei. Romanii aveau dreptul acesta. Să aleagă pe oricine din mulțime. Să-i spună, treci aici și du crucea. Ei erau interesați să termine totul, Domnul Iisus să fie răstignit, dar era un plan al lui Dumnezeu. O oră chiar când să moară și când să învieze. Ei nu realizau, nu-și dădeau seama de lucrul acesta. Din perspectiva omului care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, este greu de înțeles un asemenea plan al lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel Corintenilor, propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Când e vorba de acceptarea ostilității pentru altcineva, pentru Domnul, pare o nebunie, serios. Poți să accepți așa ceva? Din punct de vedere a celui ce l-a acceptat pe Domnul Iisus, crucea este lepădare de sine și ostilitatea lumii, pentru că ești credincios. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Tot ce suferi, că ești credincios, că te identifici cu Hristos, este crucea lui Hristos, care trebuie să o porți. În momentul în care Simon a luat crucea, toată batjocura oamenilor, tot disprețul era îndreptat și asupra lui. Simon s-a identificat
cu Domnul Iisus prin purtarea crucii, în văzul tuturor. În văzul tuturor. Aud oameni spunând, dar ce o să zică nașul? Ce o să zică tata? Ce o să zică mama? Ce o să zică copiii mei? Ce o să zică nepoții? Asta e crucea. Asta e crucea. Da, te vor batjocori? Te vor vorbi de rău? În decurs de 2 zile aud spunându-mi alții, vă spală pe creier acolo. Pocăința e spălare pe creier. Asta e ce spun oamenii. Se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos, spune Apostol Pavel Filipenilor. Frați și surori, Domnul nu ne-a promis o viață pe roze. Ne-a spus că vom fi vorbiți de rău, batjocoriți pentru El, pentru lucrarea de slujirea Lui. Și știu că asta nu place nimănui, dar asta e crucea lui Hristos. Dacă oamenii au ajuns să te vorbească de rău, să te batjocorească, asta e crucea lui Hristos. Fiecare să-și ducă crucea lui. Preocupat de lucrurile duhovnicești. Continuă să fii preocupat de lucrurile duhovnicești și acceptă. Acceptă. Chiar și atunci când vei fi silit. Te vor da afară. Nu vor mai vorbi cu tine. Nu vor să audă de tine. Nu te vor mai ajuta. Și îmi vin în cap multe exemple. A oamenilor care cu smerenie au acceptat ostilitatea lumii. În al treilea rând, consacrat cauzei lui Hristos. Primindu-L pe Domnul Iisus în inima ta, de atunci încolo ai o cruce. Frați și surori, să înțelegem și să realizăm lucrul acesta și să ne purtăm crucea. Apostol Pavel spune Galatenilor 2:20, eu trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Un om cu crucea în spate, la vremea respectivă, era considerat un om mort. Nu mai e nicio scăpare. Simon nu a murit în ziua aceea, dar a fost începutul consacrării lui pentru Hristos. A te sfinți și mai departe. A te pune deoparte pentru Domnul. A fi mort față de păcat. A te asemăna tot mai mult cu Hristos. Asta înseamnă să-ți duci crucea consacrat cauzei lui Hristos. Când am crucea în spate, nu pot să fac ce vreau eu. Frați și surori, având crucea în spate, care-i destinația? Calvarul. Cu crucea în spate nu e altă destinație. Și nimeni nu vrea să aibă calvar în viață. Dar acolo se moare pentru păcat. La calvar. Simon nu putea să facă cale întoarsă să intre în cetate cu crucea. Nu, băiatule, ăsta-i drumul. Ăsta-i drumul crucii. Mă gândesc, crucea Domnului Iisus a fost plină de sânge. Așa bătut a fost înainte. Așa bătut. Simon, luând crucea Domnului Iisus în spate, a fost atins de sângele Domnului Iisus. Și sângele Domnului Iisus are putere să ierte, să ne dea iertarea păcatelor, să ne dea protecția de care avem nevoie. Mă gândesc, omul ăsta a ajuns acasă cu cămașa, cu haina mânjită de sânge. Ce-o fi zis soția? Ce-o fi zis copiii? Mă, omule, unde ai fost?
Ce s-a întâmplat cu tine? Mergând la casele noastre, să arătăm că suntem protejați, acoperiți de sângele Domnului Iisus. Venim aici, luăm parte la masa Domnului. Să se vadă lucrul ăsta. Cei care ne cunosc, să ne întrebe. Pentru că în El avem răscumpărare. Prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Căci dacă sângele taurilor și a țapilor se aducea jertfa asta, cu atât mai mult sângele Lui vă va curăți cugetul vostru. Pentru ce? Să slujim Dumnezeului celui viu. Ești acoperit de sângele Domnului. Când vei duce crucea, o să fii acoperit de sângele Domnului. Mă gândeam că e o chestie așa ieftină pe care, sau cu care ne-am obișnuit. Simon a dus o cruce ca să fie atins de sângele Domnului. Și asta a însemnat consacrarea lui, protecția lui. Amintiți-vă de sărbătoarea Paștelui evreiesc, cum cu sângele dat pe ușiorii casei scăpai de îngerul morții. Preocupate lucruri duhovnicești, acceptând ostilitatea lumii, consacrat sângelui, Mântuitorului și, în ultimul rând, transformat. Schimbat de jertfa Domnului Iisus. S-a întâmplat ceva în ziua răstignirii. Acolo, la poala crucii, Simon a văzut ceva. A văzut falsitatea, fățărnicia, duplicitatea preoților, dar și atitudinea Domnului Iisus. În contextul acela ostil în care oamenii strigau, vorbeau de rău, Domnul Iisus spune, iartă-i! Iartă-i, Tată, că nu știu ce fac. L-a văzut pe Domnul Iisus rugându-se pentru norod. L-a văzut pe sutașul roman spunând, cu adevărat, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. A simțit cutremurul de pământ. A văzut întunericul venind peste țară. Toate acestea au contribuit la o transformare, la o schimbare a vieții lui Simon. Pentru că atunci când Marcu scrie Evanghelia, băieții lui, Alexandru și Ruf, erau cunoscuți de biserică. Îi menționează în Evanghelie. Biserica îi cunoștea, urmașii ai credinței. În urma schimbării tatălui lor, Simon. Apostolul Pavel spune în Romani, în ultimul capitol, la salutări acolo, spuneți sănătate lui Ruf, cel ales în Domnul și mamei lui, care s-a arătat și mama mea. Nu mai este menționat Simon în epistola către Romani. Poate că era deja la Domnul, dar copiii lui, soția, au aflat de tot ce s-a întâmplat cu el. Întors acasă, Simon, plin de sânge, a trebuit să spună ce s-a întâmplat. De multe ori oamenii ne pun întrebarea asta. Ce-i cu tine? Ți-au spălat creierii? Ce s-a întâmplat cu tine? De fapt, ei văd această transformare. Și eu pun întrebarea, e o transformare în rău sau în bine? Le e rușine să recunoască că e în bine schimbarea, transformarea. Le e rușine. Pentru că parte din ei știu că e vorba de crucea Domnului Iisus. Vorbiți, spuneți celor din familiile dumneavoastră despre schimbarea, despre transformarea dumneavoastră, că v-ați întâlnit cu Domnul Iisus,
că ați fost la poala crucii, că ați înțeles fățărnicia și duplicitatea lumii și a preoților, că ați înțeles actul pocăinței și al credinței, că ați fost gata să vă mărturisiți și să acceptați ostilitatea lumii pentru cel care a plătit pentru păcatele noastre. Crucea pe care a dus-o Simon, silit, a devenit o onoare pentru el și a rămas pe paginile Scripturii. Omul care l-a ajutat pe Domnul Iisus să ducă crucea. Dar de atunci până în ziua de azi, fiecare are crucea lui. Fiecare avem crucea noastră. Cum să ne ducem crucea? Arătând interes pentru lucrurile duhovnicești. Așa interesați, așa preocupați suntem de lucrurile astea firești, lumești, nu? Parcă a trecut anul ăsta, nu? Am mai face ceva până la sfârșitul anului. Dacă o îngădui Dumnezeu să trăim, am mai răsturna pământul ăsta odată, nu? Cât suntem gata să venim în cetate la sărbătoare? Și diseară e sărbătoare. Cât suntem gata să acceptăm ostilitatea lumii? Nu răspundeți. A spus prorocul, n-a deschis gura deloc. Nu răspunde. N-a aruncat cu piatra. Nu-i zi după vorba lui. Lasă-l așa. Lasă-o așa cum spune. Acceptă. Și du-ți crucea, că asta e suferință. S-a lăsat schimbat de jertfa Domnului și s-a dovedit consacrat. Și spune Apostolul Pavel, pentru mine a trăi este Hristos și a muri e un câștig. Pare o nebunie. Pentru lumea asta pare o nebunie, serios. Deci chiar vrei să mori. Înțelegeți? Despre ce cruce e vorba? În ce mă privește, spune Apostolul Pavel, și m-aș bucura să putem spune, toți. Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu... Domnul să mă ierte. Domnul să mă ierte. Că de multe ori mă laud cu altceva. Cu altceva. Cu realizările noastre, cu copiii noștri, cu casele noastre, cu... Departe de mine să mă laud cu altceva. S-a zis, Doamne, iartă-mă, că nu pot să spun așa. Iartă-mă, Doamne. Asta e crucea. Să poți să te lepezi de tot ce ai, de tot ce ești tu, de tot ce știu ei din jur, cât de bun, cât de deștept, cât de... Cât ai făcut, cât ai realizat, cine ești tu, ce statut ai tu? Să fim gata să purtăm crucea Domnului cu demnitate, cu onoare, cu ascultare de Hristos. Pentru că la sfârșitul drumului este Domnul. Este Domnul. Un om pe nume Ștefan. N-a avut parte să facă vreo școală teologică. Nu știu cât te știa, câte cărți a citit, a câte predici a ascultat. Dar a fost gata să moară pentru credința în jertfa Domnului Iisus. Oamenii aruncau cu pietre. A murit împroșcat cu pietre, Faptele Apostolilor. Și ce spune Ștefan? Ce vede Ștefan? Când oamenii, când își purta crucea lui,
Ce vede Ștefan? Spune, am văzut cerul deschis. Și ce-a mai văzut Ștefan? Pe Domnul Iisus stând la dreapta Tatălui. Cum? În picioare, oameni buni. Domnul. Domnul, Stăpânul, s-a ridicat în picioare ca să-l onoreze pe Ștefan, să-l primească acasă pe Ștefan, Domnul Iisus. A stat în picioare la dreapta Tatălui. Bine ai venit acasă, Ștefan! Ți-ai dus crucea cum trebuie. Oamenii îl bajocureau, îl huiduiau, aruncau cu pietre. Și Domnul Iisus se ridică în picioare. Este o mare onoare când un domn, când Domnul domnilor se ridică în picioare. Asta înseamnă să știi cum să-ți porți crucea. Suntem gata să acceptăm ostilitatea lumii, să ne lăsăm transformați, să ducem o viață consacrată? Știu că unii vor o viață de pocăință fără cruce. Știu că unii așa cred. Îmi amintesc, mi-a zis tata odată când era pe patul suferinței. Mă, zice, ne-am înghesuit rău, mă. Zice, ne-am adunat mulți. Nu mai sunt locuri aici. Mă, zice, dacă ar veni o prigoană, ne-ar mai cerne Domnul un pic. Domnul să ne ajute să înțelegem ce înseamnă calea pocăinței și a credinței. Și lăsându-ne transformați de El, să continuăm să fim consacrați. Astăzi poate fi și ziua ta. Ai venit în cetate la sărbătoare și Domnul te întoarce din drum și zice, știi ce? Vreau să mergi pe un drum al crucii cu mine. Ești gata? Primește-L pe El astăzi și îți va oferi mântuirea în dar.